Salutare și mi-am venit episodul nou pe acest canal. Eu sunt Killer Boy și astăzi o să vă prezint în episodul acesta un glitch de lovitură liberă în care o să puteți câștiga cât mai multe meciuri în Weekend League sau în Division Rivals, depinde în ce jucați voi. Cu glitch-ul ăsta o să puteți marca orice lovitură liberă. Și da, înainte să începem, nu uitați să apăsați absolut de like și un subscribe, mă ajută foarte mult dacă sunteți nou pe canal. Vreau să ajut comunitatea asta pentru a câștiga cât mai multe meciuri de FIFA, pentru că asta facem noi. Am văzut glitch-ul ăsta acum o oră, două, cam așa, și am zis să vă arăt și vouă, pentru că de ce nu? L-am văzut la alt YouTuber. Bine, poate că l-ați văzut și la alt YouTube, la alt YouTuber, dar poate nu l-ați înțeles sau nu știu, poate nu l-ați văzut deloc. Poate ceva nou pentru voi. O să mă fac cât se poate de înțeles, dar dacă nu se poate, dacă nu înțelegeți la mine, mă scuzați, dar o să încerc să explic cât mai bine. Ok, hai să trecem la glitch. În primul rând, sunt trei pași simpli pentru acest glitch. 1 este să puneți sinta între portar și zid. Deci să fie ținta fix în mijloc, jos. Și să o puneți cât mai jos posibil, gen jos la maxim. Deci în mijloc, jos, între portar și zid. Ok, asta pasul 1. Pasul 2. Țineți apăsat pentru shoot, pentru putere, pentru power, trebuie să fie 3 bări. Trebuie să umpleți numai 3 bări. Apoi pasul 3 este să spamați în turna șutul. Deci ăsta e cel mai important pas, trebuie să spamați în turna șutul ca să dați un timing foarte prost. Și de ce spun asta? Pentru că acest timing foarte prost face glitch-ul să funcționeze, pentru că, adică nu știu de ce e chestia asta, e un glitch. E timing foarte prost, ar trebui să intre în poartă, dar uite că intră. Deci, da, trei pași simpli. Primul, ținta, o pui în mijloc între portar și zid. Al doilea, trei bări de shoot, ți-a apăsat. Și apoi spamezi shoot-ul într-una. Cercul sau ce manetă, sau dacă ești pe calculator, ce tastă apeși tu pentru shoot. Nu știu că n-am jucat niciodată pe calculator. Da, și ăsta e glitch-ul. Eu am fost Killer Boy. Asta a fost un scurt tutorial pentru acest glitch, ca să vă ajut pe voi să mai faceți niște win-uri dacă aveți ocazie din lovitură liberă, de ce nu? Și ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like. Mulțumesc că m-ați ajutat foarte mult și ne vedem data viitoare. Ciao!